Bine v-am găsit la știri. Peste 65% din absolvenții care au susținut prima proba bacalaureatului au primit calificativul experimentat. Aproximativ 2900 de candidați din Alba s-au prezentat la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română și doar 41 au absentat. Prima probă orală la limba și literatura română s-a desfășurat luni, marți și miercuri în cele 35 de licee, colegii și grupuri școlare din județul Alba. La probele de competențe, candidații nu primesc note, ci calificative. Din punctul nostru de vedere, examenul s-a desfășurat foarte bine, fără incidente, nu am avut niciun eliminat, doar 41 de absenți, din vari motive. Am avut înscriși 2898, prezenți 2857, deci 41 absenți. Din aceștia, experimentat au fost 65%, cu nivel avansat au fost 24%, iar cu nivel mediu 9% dintre elevii care au participat. Examenul de bacalaureat continuă cu evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă, proba B, care se desfășoară până în 15 iunie inclusiv. 104 elevi din Alba s-au înscris să susțină proba la limba și literatura maghiară. Probele înscrise încep în 2 iulie cu testul la limba și literatura română, iar pe 13 iulie vor fi afișate rezultatele finale. Salariații din sistemul bugetar nu se vor mai putea bucura în acest an de vacanțe la preț redus. Guvernul a hotărât să sisteze acordarea acestora pe parcursul întregului an 2012. De precizat că măsurile luate de guvern nu îi afectează în niciun fel pe pensionarii care vor bilete de tratament balnear. Guvernul a hotărât să sisteze acordarea biletelor de odihnă pentru bugetari pe parcursul întregului an 2012. Decizia a fost luată printr-o ordonanță de urgență pentru reducerea cheltuielilor publice. Anul trecut au fost solicitate doar 40% din totalul biletelor de odihnă alocate pentru bugetarii din Alba. În acest an și până la această dată, Casa Județeană de Pensii nu a primit bilete de odihnă, deci nu avem și nu putem repartiza funcționarilor publici bilete de odihnă, dar am primit și am repartizat, suntem la seria a 5-a, bilete de tratament pentru pensionari. Astăzi chiar avem 67 de bilete de repartizat în stațiunile balneoclimaterice. În continuare, pensionarii pot solicita la Casa Județeană de Pensii Alba bilete de tratament de 18 zile plătind cu jumătate din pensie, indiferent de cuantum. La ghișeele din Alba am întâlnit pensionari care au venit să-și ridice biletele, dar și pensionari care încă așteaptă să primească un loc într-o stațiune. Este prima dată când luați un bilet? Nu, am mai fost și altă dată. Și cum este? Foarte bine. Foarte bine. Sunteți mulțumit? Da, foarte mulțumit. Acum stăm să primim biletul. În ce stațiune o să mergeți? Herculane. Nu mă duc. Dar de ce? De ce dacă stați aici? Dacă bilet, cum să mă duc? Am pus cererea de 2 luni de zile și nu mi s-a aprobat. Numărul biletelor s-a suplimentat. Da, da, uitați că spune că s-a terminat la unde vrem să mergem noi. De unde vreți să mergeți? La Felix. La Buziaș vreau să merg, da. Și vi s-a alocat biletul? Da, da. Chiar viu după el. Mi-a trimis că viu după el cu toate biletele. Da. Ați mai fost, da? Am mai fost și anul trecut, am fost, da. Și foarte bine, foarte bine. Da, pentru inimă, pentru varice, foarte bune băile. Acordarea biletelor se face avându-se în vedere categoria de pensie și cuantumul acesteia. Repartiția se face în urma punctajului obținut în sistem automatizat. Sunt avantajate persoanele care nu au mai beneficiat de bilete de tratament în ultimii 2 ani, pensionarii cu grad de invaliditate și cei care au un cuantum al pensiei sub 400 de lei. S-a dat liber la angajări în învățământul superior. Guvernul a decis în ședința de ieri deblocarea posturilor din universități după ce acestea au fost înghețate în anul 2009. Peste 2300 de locuri la catedră vor deveni vacante pentru cadre didactice și de cercetare. Astfel, universitățile de stat vor putea organiza concursuri în vederea ocupării posturilor didactice și de cercetare vacante, posturi blocate începând cu anul 2009. Această decizie a creat în ultimii 3 ani un deficit de cadre didactice titulare de 42,76%. Potrivit hotărârii, pot fi ocupate posturile vacante de asistent universitar, lector universitar, șef de lucrări, conferențiar universitar, profesor universitar, asistent cercetare și cercetător științific gradele 1, 2 și 3. Totuși, numărul
numărul angajaților trebuie să se încadreze într-o politică de resurse umane echilibrată. În anul universitar 2011-2012, în instituțiile de învățământ superior de stat, sunt normate aproximativ 42.500 de posturi didactice, dintre care puțin peste 24.000 de posturi didactice ocupate de titulari. Restul sunt posturi didactice vacante. Rata șomajului înregistrată la finalul lunii mai în județul Alba a fost de 6,38%. În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă figurau puțin peste 11.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, din care 4.000 beneficiază de indemnizație de șomaj. Tot în luna mai, peste 1200 de persoane au beneficiat de servicii gratuite de informare și consiliere profesională, monitorizate după categorii de vârstă și studii. În urma acestor servicii au fost încadrate în muncă 76 de persoane. Totodată au fost încadrați în muncă 8 absolvenți. În scopul prevenirii șomajului de lungă durată și stimulării șomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizație, s-au acordat alocații unui număr de 37 de șomeri, dintre care 12 femei. În cursul lunii mai au fost angajate 133 de persoane din categoriile șomeri cu vârstă peste 45 de ani, șomeri din rândul familiilor monoparentale și persoane care mai au 3 ani până la vârsta de pensionare. Prin promovarea incluziunii sociale au fost plasate pe piața muncii 2 persoane cu dizabilități. În urma încheierii unor contracte de solidaritate, 15 tineri cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani au fost încadrați în muncă în luna mai. Numărul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante a depășit 1300 luna trecută. În urma acordării acestor servicii s-a reușit plasarea în muncă a 422 de persoane, din care 209 în locuri de muncă pe perioadă nedeterminată. Cadrele didactice care vor să facă parte din corpul național al experților în management educațional pot să se înscrie la cea de-a doua etapă de selecție. Potrivit unei note trimise de Ministerul Educației, mai sunt 3 zile în care pot fi completate formularele de selecție online, pentru ca pe 18 iunie să fie afișată lista cuprinzând candidații admiși în această etapă. Potrivit legii educației, pentru a putea deveni manager într-o unitate de învățământ, candidații trebuie obligatoriu să facă parte din Corpul Național de Experți pentru Management Educațional. De asemenea, viitorii inspectori școlari vor fi selectați tot din rândul membrilor Corpului de Experți. În prima sesiune de înscriere, 152 de cadre didactice din județul Alba au devenit experți în management educațional. Au fost respinși 55 de dascăli din cauza lipsei punctajului minim și a celor 60 de credite. În această a doua etapă, înscrierea în aplicația online este deschisă până în data de 17 iunie, urmând ca în 18 iunie să fie afișate listele candidaților admiși în această aplicație. În perioada 19-27 iunie va avea loc etapa pentru depunerea portofoliului cu documentele prevăzute în metodologia constituirii corpului de experți la sediul inspectoratului, conform programului deja afișat pe site-ul inspectoratului și pe poșta electronică. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, pe 31 iulie va fi emis ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice promovate în Registrul Național al Experților în Management Educațional. Tinerii care doresc să urmeze o carieră în domeniul gestionării urgențelor se pot înscrie în perioada următoare la școlile de pompieri. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba recrutează și selecționează candidați pentru participarea la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor, sesiunea 2012. Pentru Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei Alexandru Ioan Cuza din București, înscrierile se vor face până în 22 iunie, iar pentru Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu Boldești, data limită de înscriere este 10 august. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Unire al Județului Alba selecționează candidați pentru participarea la concursurile de admitere din școlile Ministerului Administrației și Internelor. Astfel, pentru tinerii care doresc să devină ofițeri, se pot înscrie la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București, unde sunt 35 de locuri pentru bărbați, iar pentru cei care doresc să devină subofițeri, pot să se înscrie la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu Boldești din județul Prahova, unde sunt 50 de locuri pentru bărbați, doar pentru bărbați acolo. Astfel, invităm toți doritorii să vină la sediul nostru, unde pot să-și depună cererile de înscriere. Pentru a participa la concursul de admitere, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
să aibă cetățenia română și domiciliul în România, să cunoască limba română scris și vorbit, să aibă capacitate de plină de exercițiu, să fie declarat sap medical, fizic și psihic, verificările privind starea de sănătate medicală, fizică și psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale MAI, să aibă vârsta de minim 18 ani împlinit sau să împlinească în cursul anului 2012, să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care intervenit reabilitarea, să nu fi desfășurat activități de poliție politică, să aibă vârsta de până în 27 de ani, împliniți în anul participării la concurs, să fi obținut la purtare în perioada studiilor liceale media generală de minimum 8, să nu fi fost exmatriculați pentru abatere disciplinară dintr-o instituție de învățământ, să aibă înălțimea de minimum 1,70 m. Înscrierile se fac la sediul inspectoratului din Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 10, între orele 9 și 15. Informații suplimentare se găsesc și pe site-urile www.academiadepoliție.ro și www.școladepompieri.ro. Mistreții fac pagube la culturile agricole, în special la cele de cartofi și porumb. Sălbăticiunile se dau în vânt după porumbul de lapte. Cum sezonul de vânătoare la Mistreți se deschide doar la 1 august, vânătorii încearcă să îi îndepărteze de culturi prin diverse metode. Vânătorii hrănesc mistreții pentru a-i menține în pădure, dar când porumbul dă în lapte, porcilor sălbatici le lasă râtul apă și fac prăpăd în culturi. O altă metodă este goana mistreților, dar nici aceasta nu dă rezultatele scontate. Așa că Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Alba judecă preventiv și încheie polițe de asigurare pentru cazurile în care vânatul produce pagube agriculturii. De altfel, au fost cazuri când asociația a fost bună de plată. Să zicem că pe lângă problemele curente pe care le avem, am avut și câteva situații unde s-au sesizat pagube produse de mistreți în culturile de porumb și de cartofi. Nu multe cazuri, dar sunt. Avem plângeri verbale și destul de supărate ale unor societăți agricole sau persoane fizice, unde s-au plâns că au scos și de 3 ori după semănat au scos semânța de cartof sau de porumb, mai mult de porumb. De la 1 august se deschide sezonul de vânătoare la Mistreți, iar sălbăticiunilor le va trece pofta de porumb sau de cartofi. Mare atenție la legumele din grădini. Condițiile climaterice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea mai multor boli și dăunători care pot produce pagube importante la legume. Unitatea fitosanitară din Alba avertizează cultivatorii de legume că și-au făcut apariția boli precum mană și alternaria la tomate, vinete și ardei, mană și pătarea unghiulară la castraveți, mană la ceapă și usturoi. Prin examinarea frunzelor, tulpinilor, a plantelor în general, prin apariția unor pete de diferite dimensiuni, dăunătorii se pot observa cu ochiul liber, cu excepția carienilor, și recomandăm celor care nu stăpânesc bine situația, nu recunosc anumite simptome, să recolteze câteva probe de la plante. Unitatea fitosanitară le stă la dispoziție. Cartoful este atacat de gândacul din Colorado și afide. De asemenea, boli precum mană și alternaria își fac apariția în această perioadă. Un tratament ce se impune este la scuturarea florilor, deci după înflorit, pentru combaterea manei și alternarie, în primul rând, sunt apropiate produsele cu cele recomandate la legume, iar la combaterea gândacului de Colorado și a afidelor, la depistarea acestora, folosind insecticidele omologate pentru testele respective. Specialiștii avertizează că nu se vor stropi legumele când temperatura depășește 25 de grade Celsius. Persoanele fizice sau juridice care efectuează tratamente cu alte produse decât cele recomandate sunt obligate să anunțe consiliile locale. Această măsură are drept scop avertizarea apicultorilor care au stupinele pe o rază de 3 km față de locul unde se efectuează tratamentele cu insecticide. Ion Dumitrel vrea să deruleze al treilea mandat de președinte al Consiliului Județean Alba în aceeași formulă de conducere. A declarat recent într-o conferință de presă că îi dorește în continuare ca vicepreședinți pe Sorin Bumb și Alin Cucui. La întâlnirea cu jurnaliștii de miercuri, președintele Consiliului Județean Alba a ținut să-i aibă alături pe vicepreședinții din mandatul 2008-2012. Sunt împreună aici cu Alin și cu Sorin.
cu care am format o echipă timp de 4 ani și cărora Partidul Democrat Liberal din județul Alba le datorează foarte mult din punct de vedere administrativ, pentru că am lucrat zi de zi pentru locuitorii județului Alba. Dacă n-am fi făcut acest lucru, nu am fi fost astăzi câștigători. Atât ca și președinte de Consiliul Județean, dar și la nivelul votului, să spunem, direct politic pe lista de consilieri județeni. Sunt aproape sigur că vom lucra, ne veți găsi împreună, într-o formă sau alta, aici, în echipa de lângă mine, de la Consiliul Județean Alba. Ion Dumitrel a fost reales președinte al Legislativului de Alba de peste 77.500 de cetățeni. După voturi și răsplată, acesta este mesajul pe care îl transmit albaiulienii primarului reales al municipiului Alba Iulia. Chiar dacă a câștigat alegerile locale prin votul a peste 15.000 de cetățeni, edilul va fi obligat să rezolve problemele acelor aproximativ 60.000 de locuitori ai orașului. Rezultatele alegerilor locale sunt mulțumitoare pentru edilul care a fost reales pentru a conduce destinele orașului în următorii 4 ani. Am încercat să aflăm de la concetățenii noștri care sunt așteptările lor și cum ar putea fi rezolvate problemele localității. Sunteți mulțumiți de rezultatul alegerilor? Da! Ce modificări credeți că mai trebuie aduse orașului Alba Iulia? Eu știu, deocamdată au făcut destul de bine, au asfaltat orașul, e curat. E zonă verde, văd că încearcă să pună. Și altceva, eu știu, să ne dea locuri de muncă. Nu nouă, și nouă. Că uite, noi suntem trecuți de 50 de ani și dacă suntem trecuți de 50 de ani ne găsim cam greu. Eu, de exemplu, sunt de meserie bucătar, mai găsesc, mă înțelegeți? Că mă ia, că nu ia de la tinere la bucătărie, dar sunt tineret care o găta facultate și merge dincolo și lucrează ca menajeră, ca... Deci locuri de muncă. Locuri de muncă. Cu sănătatea asta, cu asta, că e cam greu, că vedeți dumneavoastră cum e cu... Mergi la spital și trebuie să-ți cumperi trusă de injectabile, de ser fiziologic și minuni din astea, vitamine sau mai știu eu ce. Cu toate plătim că plătim. Plătim asigurarea și noi trebuie să mai dăm și bani, mă înțelegeți? Foarte mulțumit. Dar care credeți că ar trebui să fie de acum prioritățile domnului Hava? Să continue ce a început, e foarte bine. Tot ce s-a făcut. Dar locuri de muncă, nu credeți că ar trebui să ofere mai multe? Păi asta nu știu dacă primăria te să ofere. Trebuie investitori, chemați și ăștia le pot asigura locuri de muncă. Foarte mulțumită. Nu sunt mulțumită. Ce modificări credeți că trebuie să aduse orașului Alba Iulia? Modificări, suntem într-un fel mulțumiți, dar de traiul, de viața, e foarte grea pentru pensionari. N-au făcut nimic. PSD-ul, PDL-ul, că asta acum o grămadă, absolut nimic pentru oameni n-a făcut. Care credeți dumneavoastră că ar trebui să fie prioritățile lor de acum? Să se gândească în primul rând și la oameni, cum să trăiască, să mărească un pic pensiile, să fie un trai de viață mai decent. Sunt oameni care trăiesc din 200-300 de lei pe lună, asta este foarte, foarte greu. Să locuiești la bloc și să-ți plătești din 3 milioane toate cheltuielile. Nu știu, acum așteptăm, să sperăm că USL-ul face ceva, dar speranțe nu sunt. Sunteți mulțumită de rezultatul alegerilor? Foarte mulțumită. Foarte mulțumită. Acum admiram că ce s-a făcut. Dar ce modificări credeți că mai trebuie să aduse orașului Alba Iulia? Pe asta nu putem. Eu nu pot să spun ce modificări, dar în orice caz e spre bine, spre frumusețea orașului. Prea multe. Dar despre prioritățile primarului, ce credeți că ar trebui să facă în plus? Ce știe el că e bine? Asta nu pot eu să dau. Bună ziua, ați fost la vot? Da. Sunteți mulțumită de rezultatul alegerilor? Da. Dar ce modificări credeți că mai trebuie să aduse orașului Alba Iulia? Păi o să găsească eu o soluție. Dar prioritățile primarului, care credeți că ar trebui să fie de acum? Educația. Ei, mulțumit ce-o scos comisiile, ce-o scos la... Să înțeleg că nu sunteți prea mulțumit. Ce modificări credeți că trebuie să aduse orașului Alba Iulia? Modificări? Sau care ar trebui să fie prioritățile primarului de acum? Păi e același primar, ce priorități să mai aibă? Ce și-a pus în plan să facă până la sfârșit, că pentru asta e primar. Avem o capitală de aproape de țară,
păcat că nu se mută capitala aici, dar nimeni nu vrea, nimeni nu vrea să se mute, pentru că și așa, suntem noi destul de mulți, mai vine și alții pe la noi, n-are rost. Am fost, da. Sunteți mulțumit de rezultatul alegerilor? Nu prea. Ce modificări credeți că trebuie să aduse orașului Alba Iulia? Să se facă ce s-a făcut și până acum și cred că e suficient. Dar care credeți că ar trebui să fie prioritățile primarului de acum? Străzile, locuri de joacă pentru copii și locuri de muncă. Cred că astea sunt prioritare. Priorități, creare de locuri de muncă. Deci asta ar fi una din priorități. Cam puține, dar mai lasă. Și modificări aduse orașului? Modificări? N-aș prea putea spune modificări. Modificări s-au făcut, sunt chiar ok, dar să zic așa, în mare parte mai sunt de făcut, dar are timp să le tot facă dacă a ieșit primar din nou. Ar trebui doar să continue proiectele care au început. Și în rest, credeți că totul e în regulă? Ce priorități ar trebui să aibă domnul Hava de acum? Cred că dacă dumnealui continuă proiectele care au fost începute și vor fi duse la bun sfârșit, totul e perfect. Nu văd nimic care trebuie să fie completat. Cu siguranță proiectele vor continua în cetatea Marii Uniri și în următorii 4 ani. Rămâne însă de văzut cât de mulțumiți vor fi albaiulienii de alegerile făcute în 2012. Curtea Constituțională nu se va mai putea pronunța în privința deciziilor luate de Parlament. Motivul? Activitatea curții este și așa destul de bogată, iar analizarea hotărârilor luate de aleși îngreunează excesiv sarcinile magistraților. Comisia juridică din Camera Deputaților a decis ieri ca hotărârile luate de Parlament să nu mai intre în categoria actelor asupra cărora să se pronunțe Curtea Constituțională. Inițiatorii legii au motivat propunerea legislativă cu faptul că analizarea constituționalității hotărârilor îngreunează mult prea mult activitatea magistraților curții. În plus, Curtea Constituțională se află la mâna parlamentarilor în ceea ce privește bugetul. Curtea Constituțională este și ea supusă Parlamentului pentru că Parlamentul îi acordă bugetul. Ori din moment ce Parlamentul adoptă hotărâri, este normal ca aceste hotărâri să rămână în vigoare și curtea să le respecte, deci nu mai pot să fie atacate la curte. Dacă Parlamentul este organul legiuitor care poate să redacteze Constituția care trebuie respectată de toate puterile din stat, ce sens mai are ca hotărârile date de Parlament să poată să fie modificate de către curte? Este o întrebare și răspunsul este că nu e necesar ca această curte să se pronunțe în legătură cu hotărârile Parlamentului. Este o revenire la vechea lege. A spus deputatul PNL Gheorghe Gabor. Modificarea aprobată în Comisia Juridică reprezintă revenirea la forma de dinainte de 2010 a aliniatului 1 al articolului 27 din legea Curții Constituționale. Camera Deputaților este prima cameră sesizată, forul decizional fiind Senatul. Raportul la această inițiativă legislativă urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei, dar și la sesiunea de vot final. În ciuda disfuncționalităților din economia și politica românească, investitorii germani preferă România în fața vecinilor unguri, bulgari sau ucrainieni. Conform unui studiu, 89% din afaceriștii nemți care au realizat investiții la noi ar repeta oricând mișcarea. Studiul relevă faptul că, în ciuda unor probleme pe care le-au întâmpinat la noi în țară, așteptările afaceriștilor germani au fost îndeplinite. 54% dintre participanți consideră situația actuală a firmei ca fiind satisfăcătoare și 42% ca fiind bună. Majoritatea acestora s-au declarat încrezători și în privința anului 2012. Dar ce îi determină pe investitorii nemți să fie atrași de România? În primul rând, tendința generală a afaceriștilor nemți de a investi în țările central și est-europene, unde au fost investite 105 miliarde de euro. Un al doilea punct de atracție îl reprezintă forța de muncă ieftină de la noi comparativ cu alte țări europene. Totuși, investitorii au și motive de nemulțumire. Acestea vizează în principal corupția, predictibilitatea politicilor economice, siguranța juridică, dar și lipsa transparenței în licitațiile publice. Continuă seria activităților de informare organizată de Jandarmeria Alba în școlile din județ. Astăzi a venit rândul elevilor de la Școala Generală Iona Gârbiceanu de a afla care este rolul jandarmeriei în societate, cu ce se ocupă un jandarm și care este tehnica de lucru utilizată în intervenții și în menținerea ordinii publice. La activitatea informativ-preventivă au luat parte elevi de gimnaziu de la școala Iona Gârbiceanu din Alba Iulia. Este foarte important în orice școală să se desfășoare astfel de activități despre violență, despre ceea ce fac jandarmii pentru copii și pentru cetățenii acestui oraș. Eu cred că este important ca ei să afle de când sunt mici
și să urmeze sfaturile celor care îi îndrumă în viață până la urmă. Și de această dată, scopul reprezentanților jandarmeriei a fost informarea elevilor referitor la misiunile jandarmeriei și instruirea acestora cu privire la recunoașterea faptelor antisociale și la modul în care le pot sesiza. Întotdeauna privim cu foarte mare bucurie aceste invitații din partea școlilor de a le vorbi copiilor despre ce înseamnă jandarmerie, despre importanța acestei instituții, despre cum se implică jandarmii în societate și despre cum pot fi ajutați elevii și cadre didactice deopotrivă de către această instituție. Acum mai avem puțin până pleacă elevii în vacanță și am considerat oportun să le reamintim unora sau să le spunem altora cum pot să își atragă sprijinul jandarmilor, fie că se află la munte, fie că se află la mare. Într-o discuție constructivă, tinerii au aflat care este modul de intervenție al jandarmilor. N-ai voie să vorbești un om căzuntros, da? Sunt niște reguli pe care trebuie să le respect dacă vrei să fii jandarm și dacă vrei să rămâi. Da? Unde ai voie să lovești? La picioare și la brațe, ca jandarm, să știi. Deci, deși acele intervenții ale jandarmeriei sunt par foarte violente, însă doar par, să știi. Omul ăla după vreo două zile intre până tăie. Da, dar dacă ți-o dat unul cu un pumn și ți-o rup maxilarul. Tehnica de lucru utilizată de jandarmi în intervenție a fost atracția principală și pentru unul din colegii noștri care a încercat vesta, casca de protecție și bastonul jandarmilor. Vernisajul expoziției Eroul Necunoscut, simbol al eroismului național, a avut loc astăzi la Cercul Militar Alba Iulia. Inedita expoziție cuprinde fotografii ce ilustrează istoria eroului fără nume adusă de la Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I din București. Expoziția de fotografie Eroul Necunoscut, simbol al eroismului național, reprezintă o modalitate de comemorare a tuturor soldaților care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă și au rămas neidentificați. Iată că Cercul Militar Alba Iulia, o instituție care multă vreme a fost obturată, să spunem așa, de construcțiile ce s-au desfășurat în orașul Alba Iulia, își redeschide porțile. Astăzi are loc o expoziție inedită, fotografii în forme originale, ele neexistând digital, sunt prezentate publicului prezent aici. Sunt, de fapt, reprezentări ale momentelor în care armata română este implicată. Practic, este o concepție nouă privind comemorarea eroilor, cei cunoscuți și cei necunoscuți, toți fiind prinși sub masca aceasta a necunoscutului. Doriți să transmiteți un mesaj prin acest eveniment? Sigur, doresc să transmit mesajul de suflet din partea armatei pentru toți cetățenii țării și ai municipiului Alba Iulia, că noi rămânem mereu aproape în orice moment și, după cum observați, fotografiile respective sunt de prezenți la toate momentele importante din istoria veche și modernă a României. Fotoexpoziția încearcă să surprindă toată evoluția istorică a instituției naționale destinată cinstirii eroismului românesc. Patriotismul nu mai este ceva de suet, dimpotrivă, începe să devină o valoare națională așa cum trebuie să fie pentru toate națiile din această lume. Ceea ce se întâmplă astăzi aici este iarăși un eveniment care aduce în prim plan eroul național. Eroii nu au vârstă și nu au nume, dar peste tot pe unde călătoriți, peste tot în țară unde poposiți, veți găsi cel puțin un monument închinat eroului național. Elevii Colegiului Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia au primit cu această ocazie și sfatul din partea colonelului în rezervă Vasile Miron. Cel mai mare erou necunoscut pentru noi este poporul român. Acest popor s-a structurat în jurul unui sistem de valori. Eroul Necunoscut a fost desemnat în 1923 la Mărășești de copilul de trupă Amilcar Sândulescu, cel care a ales în cadrul unui ceremonial maestos între 10 sicrie cu soldați neidentificați aduse de pe toate fronturile importante din țară. Ferma pomicolă de la Stăuin dă în rod. Luna viitoare se va recolta prima producție de pere neașteptat de bună pentru o plantație atât de tânără. Iar în aproximativ 2 săptămâni, fermierul Petru Morar va înființa 2 noi plantații pomicole. E vorba de o livadă de cireș și alta de meri. Cireșii vor prinde viață pe Port Altoi de Piersic cu ajutorul unui intermediar. Plantații de cireș, tocmai pentru a putea fi lucrate
mici și intensive, făcut pe portaltoi de piesic. Singura problemă că e nevoie de un intermediar, exact ca la păr, între soi și rădăcina de piersic. Deci nu e altoire directă, e cu un intermediar de un cireș sălbatic. Pentru a afla mai multe detalii despre ferma model de la Stăuini, urmăriți duminică de la ora 14 emisiunea Agricultura în județ. La campania Asociației Apulum Bikers, derulată nu cu mult timp în urmă, am avut parte de o surpriză pe cât de neașteptată, pe atât de plăcută. L-am întâlnit călare pe motor pe cunoscutul solist de muzică populară Ionuț Fulia. Dacă în motociclism preferă motoarele de gabarit mai mic, în privința șoferiei Ionuț Fulia agrează mașinile puternice. Cum se împacă muzica cu motorul? Foarte bine, pentru că amândouă sunt două plăceri. Muzica pe scenă, motorul pe șosele și sigur încercăm prin acțiunea de astăzi să conștientizăm participanții la trafic, în special cei care dețin autoturisme, să aibă grijă că și motocicleta și motociclistul sunt pe drum, pe carosabil. Ionuț Fulea spune cu umor că a ales o motocicletă mai mică pentru a-i reflecta curajul de participant în trafic călare pe un asemenea vehicul. Eu am un motor destul de miculuț, este, să zic așa, o plăcere deosebită pentru modelele mai vechi, atât la motociclete cât și la mașini, și eu am un Suzuki Mara odor de 125. Nu este foarte mare, poate este și raportat la curajul de a participa cu motocicleta în trafic. Ionuț Fulea ne-a destăinuit că la volan își dă des drumul la glas, fredonează o piesă sau alta, dar pe motocicletă nu s-a încumetat niciodată. Ați cântat la volan sau pe motor? Asta se întâmplă des la mașină, la motocicletă mai greu, pentru că bate vântul din față și atunci s-ar putea să te trezești cu chestiune prevăzute în gură. Motoare, mașini și muzică, iată trei dintre pasiunile cunoscutului solist de muzică populară. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000, iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. Astăzi, în cadrul conferinței de presă organizată de Asociația Județeană de Fotbal, a fost desemnat și cel mai bun portar al sezonului 2011-2012. Acesta a fost nimeni decât eroul finalei de cupă dintre Arena Alba Iulia și Performanța Alba Iulia, Ovidiu Barna. La cei 34 de ani ai săi, a reușit să închidă poarta Arenei Alba Iulia, astfel încât echipa să nu contabilizeze nici măcar o înfrângere. În finala disputată vineri, Ovidiu a avut câteva intervenții demne de un portar adevărat. Adevărata sa valoare s-a văzut în momentul executării penaltiurilor, unde a reușit să scoată 3 din cele 5 lovituri. Am invitat aici pe Ovidiu Barna, eroul finalei. Eu zic portarul campionatului și poate jucătorul care merită din partea noastră toate aprecierile. Ovidiu, te rog să vii să-ți primești, cum s-ar spune, laudele din partea noastră. Mulțumesc mult. Și trofeul de portarul sezonului 2011-2012. Mulțumesc mult. La a doua tinerețe, cum s-ar spune, alături de alți colegi, cam după cum am spus, la a doua tinerețe, un sezon de excepție, Arena Alba Iulia, câștigătoarea cupei, campioană cu victorii pe linie, cred că e un exemplu de urmat și de alții. Îți mulțumim foarte mult, colegi. Jucătorul a mai apărat poarta Zlatnei în trecut, însă în momentul de față se gândește doar la echipa actuală Arena Alba Iulia, unde este antrenor jucător.
Delegația României de powerlifting va participa în perioada 9-11 august la campionatele europene de powerlifting ce vor avea loc în Italia. Vor concura 4 sportivi români, printre care și 2 albaiuleni. Cei 4 sunt Sorin Cazacu, Daniel Pastor, Lucian Oțoiu și secretarul general al Federației Române de Powerlifting, Ovidiu Pănăzan. Sportivii sunt conștienți de dificultatea probelor și de concurența prezentă în ternii. Probele vor fi pe categorii, cel mai mare rezultat fiind așteptate de la categoria de 83 de kg, reprezentată de Ovidiu Pănăzan. Campionatul european din Italia va fi abordat de 4 sportivi, 2 sportivi de la clubul Casa Powerlifting Timișoara, este vorba de Cazacu Sorin și Pastor Daniel, și de un sportiv de la clubul Samol și Salva Iulia, Oțoiu Lucian, și de mine, care sunt sportiv legitimat la clubul sportiv municipal Bacău. Cum va fi foarte greu să obțină rezultate asemănătoare cu cele din Danemarca de la juniori, sportivii români vor face tot posibilul să fie pe locuri cât mai fruntașe. În această toamnă sau cel mai târziu în primăvară, generația de aur a Naționalei Românie de fotbal va susține un meci de 7 stele. Membrii generației de aur vor juca împotriva unei selecționate din care vor face parte Figo, Ronaldo, Messi sau Zidane. Meciul va fi organizat de către Gică Popescu, fostul capitan al Naționalei și al Barcelonei. Din echipă nu vor lipsi jucători precum Hagi, Petrescu, Stelea, Dumitrescu, Munteanu sau Radu Cioiu. Partida va fi dedicată generației de aur în semn de retragere și se anunță a fi un meci extraordinar. Cel mai probabil, meciul se va disputa pe Național Arena și veniturile obținute din vânzarea biletelor vor fi redirecționate către fundații de caritate. Nu va fi primul meci de acest gen pentru generația de aur, jucătorii participând în multe rânduri la meciuri caritabile. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Astăzi, temperatura aerului a marcat o scădere față de intervalul precedent și are valori maxime cuprinse între 20 și 31 de grade și minime de la 7-8 grade în depresiuni până la 19 grade Celsius. Până la lăsarea serii, vremea va fi în general instabilă, în special în zona de munte, unde vor mai fi posibile înnorări temporare și local averse, descărcări electrice și unele intensificări ale vântului. Izolat vor fi condiții de grindină, în rest cerul va fi variabil, iar condițiile de ploaie reduse. Presiunea atmosferică va fi în creștere pe tot parcursul intervalului, iar mercurul din termometre coboară în această seară până la valoarea de 19-20 de grade la Alba Iulia și Sebeș, 19 grade la Aiud, 18 grade la Blaj și 15 grade Celsius la Câmpeni. Valorile nocturne, ceva mai scăzute, se vor situa în jurul a 13 grade la Alba Iulia, Aiud și Blaj, vor fi 14 grade la Sebeș și 10 grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Mâine vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, unele intensificări la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 31 de grade, iar cele minime între 8 și 17 grade Celsius. Așadar, aproximăm regimul termic de mâine, situându-se în jurul a 28 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 27 de grade la Aiud și Blaj și 23 de grade Celsius la Câmpeni. Sâmbătă, vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 32 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade, ușor mai coborâte în depresiuni. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!